Corpul multifuncțional a fost construit în continuarea imobilului ce găzduiește grădinița cu patru grupe Waldorf din cartierul Nord. La parter, copiii au la dispoziție o sală de mese care poate fi transformată ușor în sală de festivități, în timp ce spațiul de la etaj poate fi folosit drept sală pentru activități sportive. Valoarea lucrărilor la corpul multifuncțional al grădiniței Waldorf depășește 1 milion de lei, partea de cofinanțare a primăriei Râmnicu-Vâlcea fiind aproape 237.000 de lei. În paralel cu lucrările la acest corp multifuncțional, municipalitatea a finanțat de la bugetul local amenajarea 2 locuri de joacă în curte, reabilitarea ale clădirilor în care învață cei aproximativ 300 de preșcolari și elevi ai grădiniței și școlii Waldorf, precum și realizarea unui zid de sprijin. Este o investiție extraordinar de utilă pentru cei de la Waldorf. Vreau să-i felicit conducerea liceului Forester, care are sub ordine școala Waldorf, cât și conducerea școlii Waldorf, pentru insistența de care au dat dovadă și, în sfârșit, s-a realizat un vis de foarte, foarte mulți ani. În acest moment putem spune că școala Waldorf este modernizată în întregime, mă refer la școala din față, iar grădinița este într-o fază de 90% modernizată. Urmează, am făcut o promisiune pe care o să-mi onorez, în acest pod cu acces vom amenaja un spațiu în care va fi spațiu de joacă pentru copii, pentru că timpul a demonstrat că, cel puțin în ultimii ani de zile, este foarte mare aglomerație la această școală. Investiția deci, pe pierdere a fost de 9 miliarde jumătate, plus cofinanțarea noastră, care a fost de câteva 2 miliarde, dacă nu mă înșel, pentru că în afară de această modernizare am făcut și acest zid de sprijin, care este foarte mare și care separă școala de privații respectivi. În plus, am amenajat în curte, s-au amenajat 2 locuri de joacă pentru copii, amenajarea curții, deci investiția este foarte faină. Acesta este al doilea proiect finalizat în Râmnicu-Vâlcea în baza PNDL după grădinița Ostroveni inaugurată în septembrie 2020, în cadrul aceluiași program fiind în derulare lucrările la grădinița numărul 16 din cartierul Nord.